Falar 3 patru de schimb, până în peste. Suntem în oraș. A venit primăvara, natura a reînviat, iar odată cu dezghețul a început coșmarul. De la începutul săptămânii v-am prezentat mai multe străzi din municipiul Botoșani izolate de noroi. Sunt artere unde s-a lucrat la rețeaua de apă și canalizare. Oameni disperați au ajuns la primărie și la Consiliul Județean. Înainte să intre în instituții și-au șters bine papucii murdari de noroi. Revenim astăzi cu un nou exemplu. Paradoxal, se numește strada Lalelelor. Ai spune că aici găsești un paradis de culoare. Totul arată însă maro, iar singurul loc în care s-ar putea planta flori este în craterele din mijlocul străzii. În cartierul de vile locuiesc oameni cu bani și influență. Asta nu salvează însă situația. Suntem ca într-un sac. Anul trecut au venit, au făcut pentru canalizare. Am adus eu acum 2 ani 2 mașini de balastru aici. Nimeni n-a plătit un ban și plătim impozite la Botoșani aici. Pentru strada asta. Ce s-au efectuat lucrările? Ei așa au lăsat. Mai... Nimic, nici n-au mai aruncat pământ, nimic. Deci au trebuit noi de aici din stradă cât de cât să stupăm. Și cum reușiți să ieșiți cu... Uitați. Mergem cu copiii la școală numai cu mașină. Uitați mașina, în fiecare săptămână trebuie să spăl. Cum vă descurcați să ieșiți? Uitați. În oraș cum mergeți cu galbe? Tot așa de picism până acolo și acolo ne schimbăm. Și... Taxiurile vin aici la dumneavoastră? Nu prea vin. Nu vin nici taxiuri, mizerii, pe asta este de rezultatul lui El Saco. Care au fost și să vină, să repară, să pună, să fac. Cireașa de pe tort abia acum urmează. Strada a fost deja recepționată. Drept urmare, slabe șanse să se schimbe ceva prea curând. Deși lucrările s-au finalizat de ceva vreme, în zonă s-a tras doar canalizare, nu și rețea de apă, iar până astăzi nimeni nu s-a branșat. Nu a verificat nimeni când s-a făcut lucrarea, să vadă, vei, cine a luat-o în primire. Au făcut ei, s-au luat scurile și au plecat. Oamenii ăștia s-au tras fiecare cu apă de unde au putut, alții din pușchi, alții din maniu. Strada asta nu este apă. Dar dacă nu compactat ca lumea, uitați și aici. Deci paie mai trebuie aici, facem chirpici. Le-am spus atunci, doar am fost la ăștia, la apă. Am spus, băi, oameni buni, puneți aici, faceți... Haideți să punem și apă acum, că nu se poate, dar nu este proiect. Vicepreședintele Consiliului Județean, care are în subordine Nova Paserv, a precizat franc că se va interveni cu piatră doar pe străzile nerecepționate. Nu cred să gândește cineva că 10 ani, 20 de ani de acum înainte vom spune permanent că din cauza lucrărilor de apă și canal. Știm foarte bine că cu toții spuneam că avem nevoie de aceste lucrări prioritare de apă și canal, ca ulterior să poată veni lucrări de asfaltare încât fiecare cetățean acestui municipiu botoșan, plătitor de altfel de taxe, să beneficieze de asfalt în cartier. După cum vă spuneam adineauri, lucrările într-un termen de 6 luni sau maxim 12 luni trebuie predate către Primăria Botoșani. Nu cred că cineva la Primăria Botoșani, la acele recepții, a închis ochii. Dacă a făcut, atunci este responsabil. Drept urmare, doar soarele mai poate usca noroiul de pe strada Lalelelor, pentru că primăria nu dispune momentan de fonduri pentru asfaltare. Lalele, lalele, frumoasele mele, lalele, cât îndrăgesc aceste flori, cu chipurile multe culori.